Iulian Pătrașcu, sponsorul oficial al turneului și care de altfel a pus la dispoziție baza sportivă pentru antrenamente și pentru desfășurarea competiției, este fan al acestui sport. Este o pasiune veche care vreau să o duc mai departe în condiții excepționale, să avem continuitate și iarna, să avem un balon aici în care să și să finanțăm maxim copiii talentați care să meargă la turnee, să vină alții aici să joace și să fie tot ok. 60 de jucători de tenis au întrecut în acest sfârșit de săptămână pentru a demonstra că sunt cei mai buni, cel puțin la categoria lor de vârstă. Mandocescu Laurențiu. Cer scuze, felicitări și baftă la competițiile tale internaționale și naționale și baftă multă la campionatul național. Da? Această competiție a fost foarte frumos organizată. Mi-a plăcut că au participat cam toți copiii care se antrenează aici la Tenis Club Iulian Pătrașcu. Am uitat la meciurile celor mici și chiar mi-a plăcut. Văd un viitor bogat pentru mulți dintre ei. Având în vedere meciurile mele, n-au fost unele dintre cele mai grele, dar pentru nivelul Severin este foarte bine. Vrei să faci performanță în acest? Da, eu fac tenis de performanță. A fost foarte greu. Da. Da. Cu toate astea ai reușit să câștigi locul întâi? Da. La categoria ta? Da. Joci de mult? De 3 ani. Și îți place? Foarte mult. Vrei să faci performanță în acest sport? Da, cu multă muncă am reușit să câștig locul întâi. Ești bun. Da. Ai reușit să fii prim. Da. A fost greu, dar am reușit. De mult timp joci tenis? De un an jumate. Da. Și îți place? Da, foarte mult. Eu joc tenis de vreo 3 ani și ceva, aproape 4. Îmi place foarte mult să joc tenis. Acesta este primul meu turneu și a fost foarte important pentru mine. Mi-am făcut foarte mulți prieteni la tenis și le urez și lor succes la următorul turneu. A fost greu? A fost. Dar ai reușit să câștigi. Da, și mă bucur foarte mult pentru asta. Acest turneu de tenis se desfășoară la fiecare final de sezon și se adresează tuturor copiilor pasionați de acest sport. Este vorba de turneul Iulian Pătrașcu. Se face acest turneu datorită faptului să vedem cât au evoluat pe timpul parcurgerii verii și pentru ei inclusiv să învețe ce înseamnă o competiție pentru a integra mai târziu în momentul în care vor participa la competiții internaționale, naționale și de ce nu de Grand Slam-uri. Sunt elevi buni care au un viitor. Da, cu siguranță sunt elevi foarte buni, au un viitor în acest sport. Bineînțeles, sunt și elevi care sunt începători, încă nu știu 100% cu ce se mănâncă tenisul, dar cu siguranță noi vom învăța că de-aia și suntem aici și de-aia și antrenăm. Câștigătorii turneului au fost răsplătiți cu diplome și premii care au constat în echipament sportiv.